Pabėgėlė, dėkotinės aš pati rims ir lyčiau flirto pusėje. Mėte domtų naštumkė, astas se batalizijo de naštere. Pačiast prilieš, asto licitat. Surpriza pentru dumneavoastră, credeți cine? Nu știu. Nu știți? Bine, ne spuneți, cu cine sărbătoriți? Prietenii. Așa. Dar prietenii, cine vă lipsește la masa de sărbătoare? Sunt Vladic. Și Angela. Vă lipsesc, da? Da. Cine pe cine? Șabelina cu Tore. Claiba? N-au venit, da? N-au venit. Bine, dar să știți că acest buchet de flori este de mulțumire, recunoștință și multă dragoste pentru cel mai scump de pe lume. Bine, bine, doamne, de vini! Doamne, vini! Și pentru masă de sărbătoare, iată așa o tortă, partea copiilor dumneavoastră, care sunt în sărcini. Da. Și ascultați și mesajul pentru dumneavoastră. Da. La mulți ani, scumpul nostru tătic și bunel, de ziua ta ne-am decis să oprim timpul în loc pe câteva clipe și să întipărim un episod încărcat cu emoții, cu multe cuvinte de mulțumire, recunoștință pentru tine, scumpul meu tătic. Îți mulțumim pentru dragostea, grija ta, pentru toate sfaturile și susținerea în tot ceea ce facem. Îți dorim din suflet să ne fii sănătos, căci să știi că atât de mult avem nevoie de tine și de mama. Vrem ca întotdeauna, scump părinți, să fiți mândre de noi și inima să vă cânte de fericire. Vrem să vă vedem bucuroși de viață și cei mai împliniți părinți. Noi vă iubim foarte mult și ne rugăm la Dumnezeu să ne trăiți mulți, mulți ani. Acest mesaj este semnat de fiica Daniela, ginerile Vasilii și nepoțica Sabina, care vă iubesc cu toții foarte mult și vă urează mulți ani înainte și să aveți astăzi o sărbătoare frumoasă. Mulțumesc! Acum vă întrebăm, ce le transmiteți copiilor? În sănătate, în fericire, că toate vizurile se împlinească. Nu mai bine. Asta. La mulți ani, cu multă sănătate și bucurii, vise împlinite, vă urăm și noi. Dumneavoastră le spuneți ceva cu vizor și un mesaj? Fii sănătoși, suntem totdeauna cu gândul la dânsii, nu lipsesc, dar să-i aibă Dumnezeu în bază, totdeauna, și toți copiii și pe mărăși. Și te mulțumim mult pentru surprizele care ne faci. Și sănătate. Ce urare aveți pentru soțul dumneavoastră? Îl iubesc mult, să-i dă Dumnezeu sănătate, să fim totdeauna împreună și să ne ferească Dumnezeu de toate părerile. Și mulți, mulți ani mai. Я в твои объятия, как всегда, бегу, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные сказать слова. Ты дарил мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты, как волшебник исполняешь все мечты. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, долго молишь. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной.
будешь мне родная, доченька моя. И легко на сердце сразу у меня, да. Обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную доброту. Мой отец самый-самый дорогой.